Unul dintre cei mai iubiți artiști români a lansat în prag de sărbătoare un mesaj de apreciere, de iubire în versuri și pe note muzicale dedicat frumoasei lui familie. Pepe apare noul clip alături de patru dintre cei mai dragi oameni din viața lui, cei trei copii și soția lui. E musai să vedem câteva secvențe pentru că merită cu adevărat. Voi sunteți viața mea și fericirea mea e lângă voi. Voi sunteți viața mea și toată viața. Ce cadou frumos pentru familie, felicitări, Pepe, bine ai revenit! Bine ai revenit și mi se pare genial versul, că numai Dumnezeu știe cât de mult... Doar Dumnezeu știe cât vă iubesc, din suflet, da. Da, pe degeaba îi spui cuiva că îl iubești, în fond trebuie să-i arăți, să-i demonstrezi și Dumnezeu știe cel mai bine până la urmă, mai bine și decât tine. Că tu crezi că e maximul din cât poți, dar El știe cel mai bine cât de mult. Cum a fost anul ăsta pentru tine? A fost un an plin și din punct de vedere artistic și emoțional și așa mai departe, cu multe schimbări, ca și anii trecuți, adică nu prea am avut timp să ne plictisim, evoluăm. Astăzi sunt fericit că am familia întregită și îl avem și pe Pepe cel mic alături de noi. Și chiar am simțit să fac piesa asta. Pepe, care a fost acel moment în care s-a înfiripat în suflet acest sentiment că vrei să oferi acest cadou? Da, mi-a fost greu să iau o astfel de decizie, dar acum chiar am simțit nevoia. Deci, efectiv, nu mă puteam stăpâni și stând de vorbă cu Connector la filmările de la Te Cunosc de undeva, îi spuneam, măi, eu niciodată n-am lăsat o piesă de Crăciun, eu nu când colinde, eu sunt cu petrecerile, cu dragostea și așa mai departe. Deci ar merge un colind latino, trebuie să recunoști, merge bine. Asta ar fi un soi de colind. Da, și am zis, eu întotdeauna am fost mai cu pasiune, mai cu suferință din iubire, mai cu... Și că, bă, da, acum aș scoate o piesă așa, a tăcut. Și în două zile mi-a trimis acest, bine, nu în forma asta, un ghid al acestei piese, cu linie melodică, cu un text orientativ, după care am început să lucrăm și a ieșit piesa Familia mea. Și îi mulțumesc mult de tot lui Connector, lui Omar Secada și tuturor celor ce au înțeles că familia e cel mai important lucru, chiar familia Pepe Online, fanii mei. Și mai ales membrilor cei mai importanți din familia mea. Sunt foarte fotogenici. S-au comportat, cred că, exemplar la filmări, așa pare cel puțin. Dacă vă spun sincer, ar fi trebuit să fie un lyrics video filmat doar cu mine. Nu am vrut să folosesc niciun cadru cu niciunul din membrii familiei, că am spus că mi se pare prea mult. Mă, n-am putut să mă abțin. Deci în momentul în care am început să cânt, ei fiind în casă, evident, și am început să cânt și trebuia să pară că eu îmi compun acolo piesa și intru în studio. Și au început să vină Rosa, a început să vină Maria, a început să plângă la mică, vrea la mine. Formă. Și ușor, și eram cu Daniel Dumitru, și îmi spune că, bă, eu zic să folosim măcar puțin pe început câteva cadre cu ei. De-a zic, ok, observați, ea este total nefardat, adică nu cred că cineva își dorește o astfel de apariție în clip, dar naturalețea și dragostea, cred că sunt mult mai importante decât orice fel de... artificiu, da. Zice, exact. Mi se pare că asta e cel mai important. Hai să trecem acum, tot ai pomenit de Te Cunosc de undeva. Da. Nu numai cu Connector, te-ai întâlnit acolo cu toată lumea. Cu toți artiștii. Acum s-a jucat finala, au câștigat Urs și Emilian, dar îi felicit pe toți cei care au făcut parte din acest sezon, a fost senzațional. Și avem o ediție specială de Crăciun acum. Avem o ediție senzațională de Crăciun. Propun să urmărim un scurt fragment și revenim la discuție. Super. Continuăm. Show total! Să vezi magie! Oh, it's Christmas time, pretty baby! Efectiv ne-ați șocat! And the snow! Transformări senzaționale! Asta e la Eristei? Păi de un sfert de oră, cine-i moșul ăla? Santa Claus, it's back in town! Un moment special! Stai să vezi bătaie! Aș vrea să spun că n-am recunoscut pe nimeni, dar oarecum... Observați acolo, erau câteva cadre cu Ștefan Bănică, cu Răzvan și Dani, cei care sunt cei doi moși și mulți alții sunt, uite, iau, uitați, Nea Morin, Iulia Albu, Sore a fost colega mea de prezentare în această ediție specială. Ozana ne spune acum câteva zile că a fost surprinsă total de cei care au venit în ediția specială. Da, pentru că mulți au aptitudini. Pentru că sunt oameni care nu au mai cântat, sunt oameni noi, pe scenă cel puțin, nu în lumina reflectoarelor, dar e important. Important că avem o ediție frumoasă și colorată și plină de iubire, de sărbători. Și până la urmă, asta înseamnă Crăciunul, asta înseamnă spiritul Crăciunului. Ce a însemnat acest întreg sezon pentru tine?
ca și în viața mea, a însemnat o familie. Familia te cunosc de undeva, cumva e altfel și întotdeauna schimbătoare, dar frumoasă. Pentru că astăzi te întâlnești cu un artist, dai mâna, salut, bună, ce faci? Și peste două ore e același artist, dar transformat. Și atunci începe nebunia și începe jocul. Avem oameni implicați acolo cu machiaj, costume și întreaga producție, sunt fantastici. Nu avem timp să ne plictisim și toată lumea zâmbește, dar e o atmosferă frumoasă, un loc în care înveți și să cânti și să dansezi, cu toate că aveai senzația că știi, descoperi mari artiști pe care îi cunoști de la televizor, dar n-ai stat să studiezi în detaliu și există un spectacol pentru telespectatori în permanență. Îți mulțumim, Pepe, sâmbătă ediție cu totul specială. Îți dorim sărbători liniștite și cu multă bucurie. Și vouă, multă iubire și nu uitați, familia mea, familia voastră, la mulți ani.